Mai intrăm în cimitirul comunei Râșor, satului Râșor, unde sunt înmormântați părinții lui tata Pele, unul dintre frații lui, verișor, nepot. Ne îndreptăm acum spre mormântul părinților lui tata Pele. Aici, la Samuilă și Rosalia Dâmboiu. Și fiul lor, inginerul Vicente, care a terminat Politehnica la Timișoara. Pele, Pele! Și aici este crucea familiei Ioarță, Ilie și Maria, care i-a luat de suflet, să zicem așa, pe Samuilă și Rosalia Dâmboiu și le-a rămas moștenirea lor, bunicilor mei, Samuilă și Rosalia Dâmboiu. Ei, această familie joață, nu a avut copii. Așa, acum aici, lângă moșul Samuilă, mama Rosalie, e mormântul cu Gerasim, Simul din sus, și Livia, nepoata lui tăticu Livia și al lui unchiu Sivu. Da. Și aici e cavoul lui Ionel, fiul lui. Mătușa Livie, dar n-a trecut un an sau a trecut și încă nu s-a deteriorat și gata. Uite, merită de filmat, uite și acea cruce a familiei Grama, care putem spune că este un monument arhitectural. Așa. Și aici tot, aici băiatul 5482, tot din această familie, mama și surorile. Da, probabil tânăr, a murit de tânăr băiatul ăsta, Aurel Grama. Și aici sunt mormintele familiei Grama, căsătorite fetele. Uite, Toade Râcuri, Toade Roșca, deci Ludovica a fost... S-a născut Grama. Deci aici câte familii sunt? E și Grama, și Roșca, și Dâmboiu? Păi da, că au fost fetele mormânt. S-au amestecat? Au fost fetele și fetele au luat numele soțului, dar de fete s-au numit Grama. Da. Da, și aici tot văd tot de la moșul Samoile, Dâmboiu, Valeriu. Trebuie să ne uităm în hartă să vedem nepot, văr. Ce-a fost Valeriu? Uite, și Dâmboiu Elena, soția lui, născută Grama, deci tot din familia Grama, știi? Bine, și cam altceva? Na. Hai să ne vedem mai departe, să zicem până la Maria. Sănătate, Iodie, nu mai bine. N-am la mine, n-am, îmi pare rău. Chiar n-am. Aici cine e? Aici mai alt, nu ne interesează Roșca. Aici încep momentele oamenilor. Aici este mormântat un văr al lui tăticu, Dâmboiu Samuilă. Samuilă. Wilhelmina. El a fi fost, așa, și soția lui Wilhelmina. Dar de ce? Era nemțaică, austriacă, de fapt. Da. Da, da. Vilma era austriacă. Deci mai este Maria Magdalena, scută Ianeș, în 1973.
Bun, altceva? Și cu neamurile noastre, cam atât, mai dacă vrei pe nașa ta și pe nașul tău. Mai intrați. Vă mulțumesc, iubit pe noi, amintirea o păstrăm.